Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Continuă pregătirile pentru noul sezon de Liga 1, continuă pregătirile pentru noul sezon de Liga 2. FCSB anunță că se bate cu CFR Cluj în noul sezon și obiectivul este din nou câștigarea titlului. Mă rog, nu că ar fi câștigat titlul în ultimii ani echipa lui George Becali, însă de data asta anunțul a fost că, domnule, anul ăsta ne vom bate într-adevăr pe bune cu CFR Cluj. Doar că în timp ce declară acest lucru, cei de la FCSB dau drumul jucătorilor pe bandă rulantă. Au plecat foarte, foarte mulți jucători. A plecat Straton, a plecat Nedelcu, a plecat Simion, a plecat Cheșeru, a plecat Burlacu, a plecat Robert Ion, a plecat Cristi Dumitru, a plecat Vali Gheorghe în Turcia sub formă de împrumut, dar la anul cei de la Umranie Sport pot plăti 600.000 de euro și să-l țină definitiv pe Vali Gheorghe. S-ar putea să plece și Cordea la Legia Varșovia. Sunt discuții în acest moment între FCSB și clubul din Polonia pentru un transfer definitiv. Inițial discuțiile erau legate de un împrumut, însă FCSB nu vrea să-i dea drumul și lui Cordea sub formă de împrumut. Mai degrabă ar pune mâna pe niște bani cei de la FCSB și l-ar lăsa să plece definitiv. Discutăm despre mutările de pe piața transferurilor, discutăm însă și despre ce se întâmplă la Dinamo, unde lucrurile sunt de neprivit. Răuț a plecat, a semnat cu Hermannstadt, Mihali a plecat de la club și a dat demisia conștient că nu prea există niciun viitor la clubul proaspăt retrogradat în Liga a doua. Gheorghe Mihali și-a dat demisia din club. Discutăm și despre acest lucru, discutăm despre multe în această dimineață, vom discuta însă și despre ce se întâmplă la Liga a doua, discutăm despre ce se întâmplă într-un fotbal pe care nu e atât de vizibil în momentul ăsta, pentru că Liga 1 ia crema, Liga 1 e privită de toată lumea la televizor, însă Liga a doua este o divizie puternică din care Dinamo va trebui sau încearcă să promoveze în anul care vine, Steaua încearcă să promoveze în anul care vine dacă își schimbă forma de organizare. Despre toate astea discutăm în această dimineață aici în studio cu un fotbalist care a fost crescut de Gică Hagi, de fapt reprofilat de Gică Hagi din extremă stânga în fundaș stânga. Un fotbalist care de fapt e progresist, născut progresist și întors la Progresul Sparta, cu care a promovat în Liga a doua în sezonul proaspăt încheiat după un baraj cu Tunari. Discutăm cu Mihai Șandru, pe care îl salut. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața și bine v-am găsit. Ce faci? Foarte bine. Da? Am început pregătirea și... Că ai scăpat de Liga 3-a? Da, suntem foarte optimiști și sper să facem o față cât mai bună, că e o echipă foarte tânără, cred că suntem cea mai tânără echipă... Ca medie de vârstă. Da, ca medie de vârstă. Cred că chiar din istorie, nu știu sigur să vă zic. Dar te gândeai vreodată, fii atent, când ai crescut tu pe Național, pe Cotroceni și juca Național cu Steaua, juca Național cu Dinamo în prima ligă, te-ai gândit vreodată că o să promovezi tu din Liga 3 în Liga 2 cu o echipă? Sincer, nu mă gândeam. Și vei întâlni și Steaua și Dinamo în acela sezon de Liga 2? Sincer, nu mă gândeam niciodată că o să se desfințeze. Așa. Să ajungem în momentul ăsta. Să se desfințeze Național. Da, să se desfințeze FC Național. Deci încep cu echipa ta de suflet. Da, da. FC Progresul a avut mai multe denumiri. Da. Da, sper să facem o față cât mai bună la Liga a doua, pentru că avem niște jucători foarte tineri cu de perspectivă și eu consider că avem un potențial foarte mare, pentru că antrenorul ne învață. Avem o anumită tactică, cred că e un pic diferită față de ce se vede la Liga a doua și la Liga 1. Adică ceva nou? Ce? Da, să zic așa, ia povestește-mi un pic. Noi jucăm un sistem mai diferit, cred, față de echipele care joacă. Un 3-4-3, un 3-4-2-1. Așa. Și vrea să ne implementeze un anumit stil de joc. Păi se joacă acum cu 3, se mai joacă. Am văzut Anglia jucând așa. Anglia, zic de România. Da. Da. Ok. Și vrem să facem o față cât mai bună. Și tu ce joci? Joci toată banda stângă? Toată banda stângă. Funda stânga sau funda centrală stânga. Ah, ok. În cei 3, da. Așa. Da, tot aici am fost un pic reprofilat, să zic așa. Tare profilat antrenorul de la Progresul. Dar cum e gândul ăsta? Dom'le, mergem, promovezi în Liga a doua, unde ai mai jucat. Da. Ai fost și la Liga 1 cu viitorul, în pregătiri cu echipa pentru meciurile de Liga 1. Cum e gândul ăsta? Vin și joc cu Steaua și Dinamo. În Liga a doua, deci, atenție, în Liga a doua, Steaua și Dinamo. Vă dați seama că, cred că, de când ești mic îți dorești să joci contra Stelei și Dinamo, dar e pentru fiecare jucător așteaptă să-și atingă o anumită vârstă, să zic, depinde. Da. Eu
Probabil că... Pe 25 acum, nu? Da, 25 de ani. Încă n-am debutat în Liga 1 și aștept momentul ăsta. Adică vrei să promovezi cu progresul spaniol? Da, asta nu e obiectivul. Ba da, asta e obiectivul principal. Acum nu știu dacă anul ăsta sau în viitorul apropiat, dar să o luăm pas cu pas și vom vedea. Care aveți bani să promovați în Liga 1 pentru că vă bateți cu niște echipe care au bugete ca lumea la Liga 2. Trebuie să vină și investitori. Avem un grup foarte frumos care cred că... Da, păi, trebuie să le placă. Uite, nu vin investitori la Dinamo. De ce ar veni la progresul Spartak? Fii atent. O să le placă. Sunt jucători foarte tineri de perspectivă care au un potențial foarte mare și din punctul meu de vedere acum... Ok. Na. Tu ești angajat și PR la progresul Spartak? Eu sunt cel mai bătrân. Am 25 de ani, sunt cel mai bătrân din echipă. Da. Da. Și ce investi pe tinerii din echipă? Din experiența ta de până la 25 de ani. Învățăm împreună. Da? Da, învățăm împreună pentru că nu sunt foarte mari diferențele de vârstă și fiecare jucător are ceva de învățat. Adică avem de învățat, cred că, la orice vârstă. Sigur asta, bineînțeles. Da. Cum ți se pare însă situația asta? Că Dinamo a ajuns în Liga a doua, că Steaua e în Liga a doua? Sincer, nu mi se pare ceva... Adică, cum zic unii care sunt... Ceva ieșit din comun? Da, nu mi se pare ceva ieșit din comun, dar, sincer, îmi pare rău. Pentru că nu o să mai fie derbiuri, nu o să mai fie... Pe cum? Jucați voi? Da, Dinamo nici nu știu care să... Între FCSB și CSEA, nu știu. A, aici nu... Nu pot să iau o decizie, sincer, să fiu... Deci tu nu știi sigur care e continuatarea? Eu zic că FCSB e continuatarea. Așa. Da, acum... Fiecare cu părerea lui, nu poți să... Adică, practic, când vei intra pe teren în fața celor de la Steaua, nu vei simți că e, de fapt, Steaua... Într-o anumită măsură. Adică, nu o să fie cum e... Adică, nu știu, s-au despărțit două chestii care, dacă s-ar uni, cred că ar face un tot unitar, din punctul meu de vedere. Da. Adică, nu înțeleg problema asta care... Bine, Dinamo sunt trei. Deci, la FCSB există două echipe care cumva... Dinamo sunt trei? Păi, sunt trei. E echipa care a retrogradat. Echipa care a promovat în Liga 3-a, CS Dinamo, și mai echipa lui Badea, Dinamo, din Liga 4-a, a rămas în Liga 4-a în serie cu CS Dinamo. Da, sincer să fiu, n-am văzut, nu știu, eu știu doar o singură Dinamo de când sunt mic și... Așa. Și aia rămâne pentru mine Dinamo, sincer să fiu. Dinamo, clar, rămâne cea din Liga 2-a și... În rest nu... Zi-mi cum ți se pare fotbalul din Liga 1, sunt curios cum ți se pare așa. Fotbalul din Liga 1, da, la ora actuală? La televizor, da, cum ți se pare. Și știind că ai mulți colegi care, cu care ai fost, ai împărțit cantonamente, ai împărțit antrenamente. Sincer să fiu, nu mi se pare un nivel foarte ridicat, adică vedem și la națională ce se întâmplă și din punctul meu de vedere, prima parte fotbalistică pleacă de la patron, de la conducere, pentru că nu sunt în timp, adică nu fac ceva în timp. Așa. Adică schimbă foarte des antrenorii, schimbă foarte des jucătorii. Nu construiesc, vrei să spui. Da, nu construiesc. Nu construiesc. Și aici la progresul asta vor să facă de când am avut eu vârsta de 6 ani, v-am zis că m-am aici, m-am apucat de fotbal și vreau să-i mulțumesc pe această cale antrenorului a meu, Andrei Remia, și că a avut încredere în mine și m-a susținut și când mi-a fost bine și când mi-a fost mai puțin bine și... Da, am reușit să promovăm în Liga 2 și sunt foarte fericit pe... Da. Ok, sper deci tu spui că patronii. Prima cauză e faptul că patronii nu gândesc pe și termen aici mediu la... sau lung. Da, nu gândesc pe termen mediu și lung, gândesc doar acum, pe moment, hai să batem. Aici e, la progresul, e o adevărată academie construită de câțiva ani buni de zile. Da. Și chestia asta tot așa, din cauza antrenorului este, pentru că el s-a ocupat, adică nu se implică nimeni altcineva, el se ocupă total de proiectul acesta și vrea să crească și să fie ceva de viitor, adică nu acum pe moment, vreau acum, mâine. Adică vrea ceva de perspectivă, să crească jucători tineri, să ajungem undeva. Uite, din punctul ăsta de vedere, Hagi e un model, nu? Da, clar. Bănuiesc că ești de acord cu această teorie. Clar, chestia asta, dar acolo, la Hagi, se adună jucători din toată țara. S-au adunat, au început să nu mai vină, nu știu din ce cauză sau nu. Păi cred că s-au mai dezvoltat niște școli regionale nu mai preferă copiii să rămână mai aproape. Aici la progresul sunt aici din București și îi construiește pe fiecare în parte. Adică nu cred că e vreunul venit de la Oradea sau de nu știu unde să joace pentru echipe de juniori aici să crească. Da. Probabil că pentru echipa de seniori au mai venit jucători de la Craiova sau de la alte echipe. Da. Aici ești tu? Da. Erai la Viitorul. Acolo eram la Viitorul, da. La...
care acum se cheamă Fabi. La Talent Cup. Cum ai ajuns la Hagi? Hai să vedem, povestește-mi un pic, că vreau să-mi împărtășești experiența de la Academie. Am avut, să zic așa... Deci tu ai crescut la Progresul. Da, la Progresul. Născut în București. Născut în București, în drumul Taberei. Așa? Da. Și m-am apucat la vârsta de 6 ani. Dar cum? Crescut în drumul Taberei și nu erai stelist? Asta mă miră. Așa a fost situația. Nu sau erai stelist și vreau să spui în dimineața asta? Eram stelist, să fiu sincer. Eram stelist. Cum te-am ghicit din prima, te-am ghicit. Acum, deci erai stelist. Da, eram erai stelist. Erai trup și suflet pentru culori, cum am da, 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 tata da. Și mă ducea tot timpul pe care stadion. Care primul meci la care ai fost pe stadion? Primul meci la care am fost pe stadion, cred că am fost, nu mai țin minte exact la ce meci am fost, dar sigur am fost... În Ghencea. Da, în Ghencea, sigur, da. Sigur. În ceea ce voi numiți templul fotbalului. Da, dar tot o amintire foarte plăcută. Am la vârsta de 10 ani, cred că am fost pe Bernabeu. Și când am intrat, mi-au dat lacrimile, da, mi-aduc aminte. Ce făceai acolo? În vacanță cu familia, da. Și ai făcut turul stadionului. Am făcut turul stadionului. Da. Și am văzut că seara era un meci. Și acum mi-aduc aminte, era juca Real Madrid cu Recreativo, mi se pare. Cu Elva. Da. Așa. Și mi-aduc aminte... Atunci debutase Marcelo și mi-a rămas asta în cap. Okay. Atunci debutase deci, la echipa mare. Da. S-a închis ciclul acum, că acum s-a retras. Acum s-a lăsat. Da. Da, exact. Și juca și Raul pe vremea aia, mulți fotbaliști. Da. Așa. Și a fost ceva, nu știu, mi-aduc aminte cu... Și acum mi-aduc aminte, de la vârsta de 10 ani când am fost acolo și a fost ceva senzațional. Și mi-aduc aminte și mi-a rămas în cap chestia asta. Că mi-aș fi dorit și eu să ajung. Adică într-o bună zi... Poate voi ajunge. La Real Madrid? Nu, la Real Madrid să joc pe acele terenuri. Acum vă dați seama că orice jucător își dorește să ajungă la Real Madrid. Da. Sigur. Barcelona și toate echipele astea. Care... Bănuiesc că primul lucru ți-l doreai să ajungi la Steaua când erai copil. Asta clar, atunci când eram mic, da. La Steaua, dar la vârsta de 6 ani m-am apucat de fotbal, m-a dus de mână și am intrat în Cotroceni. În Cotroceni am apucat de fotbal și am continuat până la vârsta de 16 ani la Progresul. Și cum te-a recrutat Hagi? Cum? Tot antrenorul meu din ziua de azi a vorbit acolo și a vorbit cu cineva, dacă pot să mă duc să dau o probă și am fost la Constanța prima dată. Da. Și de la Constanța am plecat la București, în cantonamentul echipei mari, acolo unde trebuia să te vadă Hagi, ca să poți să rămâi la echipa de juniori. Ok. Deci Hagi era cumva cel care decidea dacă jucătorul rămâne sau... Da, da, da. Așa. Cam așa erau lucrurile făcute la... Dacă veneau din toată țara, trebuia să... Ultimul cuvânt îl avea Hagi. Ultimul cuvânt clar. Cumva normal. Adică nu normal, nu cumva normal. Normal. Așa. Da, și a fost ceva senzațional când am fost acolo. Nu avusese nicio experiență la 16 ani și puțin în cantonamentul viitorului erau... Mi se pare că atunci era antrenor Stelea. Bogdan Stelea. Da, Bogdan mare. Stelea, da. 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 Și mulți fotbaliști cu care și acum încă joacă mari. Și a fost ceva, nu știu, nu mai știu, am stat la un hotel foarte mișto, că atunci nu ajunsesem. Da, aici în București. Da. Da, și antrenamente foarte intense. Am jucat, mi-aduc aminte, m-am băgat într-un meci cu Clinceni. Amical, mi se pare că erau la Liga 2 atunci. Și mi s-a părut foarte intens ritmul și tot, dacă nu mai jucasem decât la juniori. Și așa. Da, și după m-am întors la Constanța, da? Unde mi-a propus contract, să zic așa, sau nu mai țin minte exact. Uh-huh. Mi-a dat legitimația și am semnat ceva, mi se pare, dar nu mai țin minte exact și am rămas acolo. Legitimat la Academia Hagi. Da, legitimat la Academia Hagi. Fii atent, întrerupeți un pic povestea, discutăm cu Gica Mihali acum un pic și după aia ne întoarcem. Continuăm, luăm povestea și o ducem mai departe. Bună dimineața, Gica! Bună dimineața, dar nu prea vă aud. Bine, nu, nici eu nu prea te aud. Asta e problema. Ne auzi acum? Să spunem, acceptabil. Stai să încercăm. Hai să vedem. Acum mă auzi? Da. Bun. Și eu te aud mult mai bine în momentul ăsta. Ce faci? Am văzut că ai plecat din club. Da. De ce? Păi, ce să zic? M-am gândit în primul rând și la mine, pentru că mă gândeam că peste o săptămână, două, vine cineva și o să-mi spună că nu mai are și unde să pune voie de mine. Da. Și rămâneam pe afară. Al doilea rând, situația asta de incertitudine, când mergi în un vestiar și nu ești antrenor să plin, nu prea poți să iei decizii. Așa, ok.
Și l-am sunat pe domnul Zăvăleanu, am avut cu el o discuție, i-am spus care e situația și mi-a zis că eu nu pot să-ți garantez nimic. Uh-huh. Mulțumesc mult de tot, ați fost sincer, ați fost corect, asta a fost situația. Deci, practic, asta a fost, la ora actuală, da? La Dinamo, trebuie să vină cineva care să intre în vestiar, să zică asta eu sunt antrenorul, eu fac asta, să fie, să aibă mână însă cu liberă. Pentru că nu se poate să facă fiecare însă ce vrea. Nu se poate. Trebuie să existe, cum am mai spus-o de atâtea ori, reguli. Dacă nu există reguli, nu o să se chinuie în continuare. La ce te gândești când spui trebuie să existe reguli? Adică ce nu era respectat în vestiar? Nu, trebuie să existe reguli la toate echipele. Jucătorul trebuie să știe ce trebuie să respecte. Nu face fiecare ce vrea, că asta face mâine, nu face mâine, sau acasă mâine, nu vin, mâine nu. Bine, în mod normal, un jucător profesionist nici nu are nevoie de regulile astea, pentru că are el programul lui super profesionist pe care îl respectă. Tu așa spui, dar unii ești cam... Na, ce să zic. Nu vreau să vorbesc, pentru că am stat două săptămâni acolo, băieții s-au comportat minunat, n-am ce să le zic, dar... Când apari în fața echipei și ești antrenor, clar, acum stai puțin. Mă rog mult de tot, nu faceți așa un caz din situația asta, pentru că eu n-am fost pus antrenor. Mie mi s-a spus să mă duc să fac programul, i-am ajutat și asta a fost tot. Restul, acum că am plecat, m-am gândit și la mine, sincer, pentru că am zis, bă, nu pot să stau așa să aștept până când. Da. Cu ce gânduri pleci? Din clubul care... Regret. Pentru că am stat, vă dați seama, am stat 2 ani la Under în 19, unde am făcut, să spun eu, cât de cât rezultate. Am mai fost 7 ani și ceva jucător. Am fost mulți ani capitan de echipă, am câștigat 2 campionate, 2 cupe. Vă dați seama, n-am trecut ca, să spun, gâsca prin apă pe acolo. Da. Cam asta e situația. În privința banilor, ți-ai luat banii? Adică pleci cu banii la zi sau cum? Păi și pe timpul Cortaseru a intrat în insolvență, trebuia să mai iau vreo 3-4 salarii, n-am mai zis nimic. Asta a fost situația. Acum domnul Zăvăleanu o perioadă ne-a plătit la timp, acum mai trebuia să mai primim vreo 2 salarii. Și urmează să le mai primești sau nu le mai primești nici pe asta? N-am discutat de asta, credeți-mă. Da. Mă gândesc că trebuie reglementată cumva, adică nu poți să pleci fără să, măcar să stabilești. Nu, dar eu termin acum contractul și eu nu mai aveam. Uh-huh. Ce faci? Ce urmează? Ce ai de gând să faci? O să-mi găsesc o echipă, am discutat cu cineva, sper că astăzi să pot rezolva în jurul prânzului. Aha, o echipă să o preiei ca antrenor plin, full, cum spui. Da, da. Liga? A treia. A treia. Nu poți să ne spui numele. În 2 ore pot să vă spun. Trebuie. Bine, în 2 ore te mai sunăm. Îți mai dăm un telefon în 2 ore. O ultimă întrebare, Gică, și cu asta te lăsăm, că știu că ești pe fugă. Dacă ar fi să te întreb acum și fără să pui perdea și fără să... Adică realist aștept un răspuns de la tine. Care crezi că este viitorul acestei echipe care tocmai a retrogradat? Îmi pui o întrebare grea, crede-mă. Dificilă, rău de tot. Eu am văzut optimismul lui Răzvan Zăvăleanu. Da. El e foarte optimist. Și am văzut și comunicatul care l-au dat DDB-ul acum o zi, două. Da. Și DDB-ul a zis, nu, echipa asta în viață până la urmă. Da. Și eu cred că se va scrie. Ar fi păcat, ar fi altceva, crede-mă, nu pot să dau acum să spun ceva în pronostic. Dar ți-e teamă pentru existența acestui club? Și da, și nu, normal. Pentru că văd atâția oameni care sunt mai cu mai multă experiență, care comentează tot că ce se va întâmpla. Și am văzut și pe domnul Constantin Anche Lache, care ce verdicte da acum, ce siguranță are, și până acum 2 săptămâni stătea în tribuna oficială și l-au dat din am. Bine, de obicei așa se întâmplă. Oamenii din exterior... Recunoștința este povară grea de tot. Asta ne-a spus-o Neagică Constantin. Așa. Marele antrenor și jucător. Când jucam eu la FC Olsconicești, ne spunea chestia. Deci recunoștința e o... Povară grea de tot. Povară grea. Am înțeles. Gică, mulțumesc mult de tot. O zi bună, toată bună. Sănătate multă, numai bine. Bun. Ne întoarcem în studio.
povestește-mi, Hagi, a zis Hagi, da, îl păstrăm pe copilul ăsta, e bun. A zis, da. Asta cred că era mesajul cumva, da, oferindu-ți contract, adică oferindu-ți legitimarea acolo. Da, da. Și atâta timp cât am fost cu colegii acolo, mi-a spus că dacă o să avansez, bine. Discuții cu el ai avut față-n față? Discuții cu el față-n față, mi se pare că am avut o singură discuție. Da. Dacă, după ce am mai crescut. Ok. Da, discuțiile erau cu președintele sau cu... Iașco? Da. Așa. Care mi-a spus, mi-a promis că o să ajung la echipa mare, dacă merit, dacă... Ok. Da. Și a început viața mea fotbalistică la Viitorul. Am învățat foarte multe, foarte multe, să zic așa. Adică... Ce te-a impresionat cel mai tare acolo? Să zic așa, m-a impresionat foarte mult programul, foarte strict. Foarte, foarte strict, din așa. Toate punctele de vedere. Da. Am ajuns acolo, mâncam toți la aceeași oră, mergeam la școală toți la aceeași oră, plecam cu autocarul la antrenament o dată de două ori de cât ori făceam. Făceam temele, să zic așa, acolo aveam un spațiu unde făceam temele. Ieșeam afară toți, n-aveam voie să ieșim când vrem afară, n-aveam voie să mâncăm dulciuri, n-aveam voie să venim cu ele. Aha. N-aveam voie să intrăm cu ele, n-aveam voie. Okay. Telefonul ne-l lua seara, televizor n-aveam în cameră, doar jos, unde mergeam toți copiii și stăteam în... acolo jos, unde ne adunam noi și stăteam să... Așa. La fiecare, care prindeam să ne jucăm și noi, 10-15 minute. Unde erau televizoare. Da, unde erau televizoare, erau două televizoare. Unde spunea cineva, că ți-am zis și înainte de emisiune, da. Erau manele la un moment dat. Mi-a zis cineva, domnule, am intrat în academie și bubuiau manele, duduiau manele. Da, nu, chiar nu știu. Nu. Probabil că din 950 de copii ascultau câțiva manele, nu erau okay. Care să nu asculte, da. Nu cred că asta era problema. Că ascultau manele. Da, că ascultau manele, dacă jucau bine, okay. Nu era o problemă chestia asta, adică nu cred că deranja pe nimeni. Uh-huh. Decât poate pe vecini. Așa, amintiri? Ce amintire ai din... Cât? 2 ani jumate ai stat acolo? Da, 2 ani jumate. Am o amintire... fotbalistică. Așa, sigur. Sau ce amuzantă. Vrei tu, absolut ce vrei tu, povestești. Hai să povestim mai amuzantă, că n-am... Ia până zi. La urma urmei... trebuie să mai și râdem. Așa. Era la un moment dat, după ce am mai crescut, după pe la vreo 17 ani jumate. Da. Și mi s-a făcut foarte foame, mi se pare că nu ne plăcea mâncarea sau ceva de genul ăsta. Așa, și... bun. Și erau jucători care erau și din Constanța, care stăteau în Constanța. Uh-huh. Și împreună cu colegii am zis, hai să ne luăm și noi ceva de la Mex, să mâncăm la Mex, că nu ne-am mâncat de atâta timp, să mergem să mâncăm și noi la Mex. Okay. Dar cum ieșim, că nu ne lasă bodyguardul să ieșim să... Deci nu vă lăsa, era un bodyguard la hotel? La hotel erau 2 bodyguard jos, da. La intrare, care închideau ușa și... Nu puteai, domnule, nu puteai. E foarte complicat dacă așa, okay, aveai bun. Bani sau așa, te înțelegeai cu el, poate că te lăsa să intri cu o ciocolată sau cu un suc de așa. A, deci trebuia să-i dai ceva ca să da. Totuși. Mergea cu datul ceva totuși. Mergea să-i fii cu o ciocolată. Okay, okay, să okay, îi dădeai și lui o ciocolată da. Sau ceva bun. De genul ăsta. La 16 ani vă dați seama că n-am. Da. Da, și ne-am adunat toți într-o cameră. Fii cum facem să ne luăm să... Nu știu noi ceva, că ne-e foame, stăteam toți acolo și nu aveam nici telefoane, nu mai aveam nici telefoane, nici nimic ca să... Am fost la pedagog, aveam și un pedagog, i-am cerut un telefon, că avem de dat telefon acasă, i-am zis noi și nu știu ce, și da. Am sunat un coleg din Constanța și l-am rugat să ne ia ceva de la Mec. Și acum îmi aduc aminte că eram, stăteam la etajul 4 și ne-am desfăcut toate șireturile de la Adidas și am făcut un șnur până jos și am tras comanda de jos până sus, da, da. Și da, și am... Era tare să fi fost cumva Hagi în hotel, să stea lângă un geam și să urce comanda cu Meco așa pe fața geamului. Da. Cam filme, știi? Cred că leșina dacă vedea cum urcă punga de la Mec. Oricum legată cu șireturi. Da. Bună, era foarte bună masa, nu? Foarte bună, da. Da. Vă dați seama. Desfăceați asta, dezlegați șireturile? Dacă mai desfăceam șireturile, da, nu prea mai... Așa, da, unul la mână și făceați des chestia asta? Nu făceam foarte des, asta ne-a venit atunci. Era practic un fel de improvizat, un fel de... Da, am improvizat atunci, că nu era foarte foame și ne-am gândit cum să facem mm-hmm. să putem să mâncăm ceva și ne-am pus un suc acolo să... Aveam doar apă plată. Carbogazos, că la Hagi n-ai voie, știi că da, era nu, vorba nu, lui da. Asta, carbogazos, da, încă da. De când era da. Jucător, carbogazos nu, da. Nimic. Da. Și fotbalistic? Și fotbalistic am avut foarte multe. La zim ceva, foarte multe experiențe frumoase. Să vă zic, am fost la câteva antrenamente la echipa mare, erau niște idei foarte bine implementate de către domnul Hagi și vă dați seama la ce experiență are și așa am învățat foarte multe de la dânsul.
Tu practic ai ajuns în club când era clubul tocmai câștiga campionatul, nu? Nu. Câștigase campionatul. Nu, nu. După ce a câștigat campionatul, adică. Nu, am venit înainte să câștige campionatul. Înainte să câștige campionatul. Am venit deci, înainte practic, să ai prins și când a câștigat campionatul 2017. Nu, am fost mi se pare că eram la Clinceni. Deja? Da, deja eram la Clinceni. Da. Ok, bun. Da, mi se pare că eram la Clinceni atunci. Deși în 2017, în, cred că în noiembrie, figurezi în lotul de Youth League, adică... Da. Atunci, atunci a câștigat campionatul? 2017. Nu, dar nu, nu eram, nu, nu, nu. Mi se pare că eram la FC Argeș, nu, nu eram la... Cred că chiar în perioada aia am plecat în iarnă. Bun. La 18 ani jumate am plecat de la ei, da. Am făcut pasul peste... Pentru o echipă de seniori. Te întrebăm și asta. Fii atent. Da. Vreau să-ți arăt niște poze cu colegi de-ai tăi din lotul de Youth League de la Viitorul. Să ne povestești câte ceva despre fiecare. Așa, ce vrei tu? Ce poți tu să povestești? Dacă mi-aduc aminte ceva. Dacă îți mai aduci aminte, evident, dacă îți mai aduci aminte. Hai să vedem. Poți să ne spui, nu știu, să, doar să-i faci o descriere sau poți să ne povestești despre și ceva. Despre Răzvan Marin. Da. Ce să... Zic, nu l-am avut foarte mult coleg, el e mai mare ca mine, nu stătea cu noi în hotel. Da. El stătea la, mi se pare că, la apartament, singur. Ok. Da. Și, sincer să fiu, l-am prins doar la meciurile de Youth League, pentru că el jucă la echipa mare și... Cum ți se părea așa, fotbalistic, văzându-l cu fotbalistic, era un exemplu, vă dați seama. Da. Fiecare ne uitam la el cu alți ochi, să zic așa, pentru că era la echipa mare, trebuia să luăm un exemplu de la jucătorii care au ajuns la echipa mare, chiar dacă erau de vârsta mea. Da. Trebuia să ne uităm la ei și să luăm un exemplu, să încercăm și noi să ajungem acolo. De ce crezi că nu a ajuns la un club mai important în momentul ăsta, până în momentul ăsta în carieră? Deci, la valoarea lui. Mi-e greu să vă spun, e o întrebare, să zic așa, care te depășește. Da, mă depășește puțin. Sincer să fiu, eu consider că am muncit destul de mult. Acum fiecare jucător își câștigă postul de titular într-o echipă. Consider că s-au schimbat foarte, se schimbă foarte des antrenorii, jucătorii se schimbă, antrenorii vin cu alte idei, fiecare antrenor are ideile lui. Și nu, mai ales ca fundaș, e destul de greu să ieși în evidență. Extremă, stângă, extremă, dreaptă, atacant, decar, dai goluri, îi place lui Hagi de tine, te ia, te trimite-te. Da. Ca fundaș și mai complicat. Trebuie să joci meci de meci bine, ies mai mult greșelile în evidență, dacă... Nu știu, adică să fii un fundaș de top, să poți să dai multe goluri, nu știu ce să faci să... Corect. Da. Hai să vedem, mergem mai departe. După Răzvan Marin, pe cine mai avem? Dintre foștii tăi colegi de lot de la Youth League. Ia să vedem. Da, și cu Nedelcu e cam aceeași situație cu... Cu Răzvan Marin. Am fost cu el o singură dată la lot, o selecție am avut la lot, și e un băiat simplu, care își vede de treaba lui, asta nu prea am foarte multe de povestit. Doar că e un băiat simplu, își vede de treaba lui, muncitor, care a ajuns acolo unde și-a dorit. Eu mi-aduc aminte că nici nu ajunsesem la Hagi și el era la echipa mare deja. Da. Să zic că n-am avut foarte multe interacțiuni cu Nedelcu, cu Manea, cu Răzvan Marin. Hai să vedem pe cine mai avem după Nedelcu. Da. Că poate totuși ai avut interacțiuni cu cineva din oamenii pe care avem noi. Da, cu Cicăldău am avut amintiri, să zic așa, mai ales din hotel. Și fotbalistic am fost colegi pe toată perioada cât am fost la Academie și am stat în hotel, am stat la un hotel la Mariotis, mi se pare că se numea lângă Delfinariu. Și am fost colegi și de clasă și e un băiat simplu, tot așa, nu... Ne-am înțeles foarte bine, ieșeam în oraș, adică n-am... Am, mai țin legătura, dar nu la modul să... El e plecat acum în Turcia, nu... E complicat să ține legătura, să ieșim. Când vine România, mai discutăm dacă ieșim. Ne adunăm mai mulți colegi, foști colegi, ne adunăm și ne întâlnim. La un pahar de vorbă, să zic așa. Da. Mai beați vreun pahar de vorbă când erați la Academie? Bă, sincer să fiu, nu. La Academie nu, clar nu. Atunci nu. Nu. După când am ajuns probabil la FC Argeș și atunci mai beam o bere când erau cei mai bătrâni, atunci Dar la Viitorul nu, chiar nu. La Viitorul adică nu scăpați în vreo... Nu, la Viitorul nu. Era seriozitate. Chiar n-aveai cum. Serios, n-aveai cum. Serios, da. Era... Cum e el ca fotbalist? Ce are special? Cicăldău? Numărul 10, să zic așa. Cum... Decar. Da, decar. Foarte tehnic. Într-adevăr, venea și în apărare, să zic așa, dar câteodată da, câteodată nu. Aha. Dar
Asta era atul lui tehnica și acum văd că... Joacă mai jos un pic. Da, joacă un pic mai jos și... A prins experiență, să zic așa, uh-huh. și... Bun, hai să un jucător complex. Ce trecem de la, trecem de la Cicâldău, vedem pe cine mai a avut coleg de lot la Academie. Da. Ghiță. Ghiță. Fundaș central. Asta știm și noi. Da. Joc în Liga 1 de atâta timp. Și tot așa l-am avut un coleg da. La echipă. Nu... N-ați avut foarte multe interacțiuni? Am avut, dar vă dați seama, sunt acolo fiind 70-80 de copii, aveam, ne salutam, tot așa, la școală. Dar nu apropiere. Nu apropiere. Nu apropiere personală, adică să zic așa. Adică nu era din cercul de băieți cu care te înțelegeam nu, bine? Sau... Am un cerc, să zic așa. Hai că vedem dacă ajungem la cerc. Bun. Da. Deci Ghiță nu e din cercul. Nu e, da. nu se... Mergem să vedem, poate prindem totuși pe cineva din cerc. Da. Cicâldău era din cerc? Da, și nu, la da și nu, cercului. Da. Undeva... Băluță? Băluță, da. Era din cerc? Era, să zic așa, nu era din cerc, dar era din cerc, să zic așa. Am stat cu el în cameră 2 ani jumate. Cu el am stat în cameră. Era chiar în mijlocul cercului. Da, așa. Da. Cum e el? Că el pare un tip, totuși... uite, spun cum se vede din exterior. Pare un tip... Vă spun și din interior. Cum retras. Stai că spun cum mi se pare mie în momentul ăsta. Un tip retras care am senzația că a ajuns la un anumit nivel după campionatul european de tinere din Italia. Poate că n-a vrut chestia asta, dar undeva în subconștientul lui s-a relaxat. Că a ajuns undeva și că așa că am făcut treaba, cariera de-abia atunci începea. Da, sincer să vă zic, eu nu-l văd așa. Cum îl vezi tu? Hai să vedem. Când am stat cu el în cameră, nu era adică faptul că el nu prea joacă, nu mai joacă de atâta timp? Nu, asta nu știu dacă depinde de el personal. Eu cred că depinde și de tine. Depinde și de tine, dar a ajuns la un nivel destul de mare. Stai foarte puțin, mare. De Hag nu e un nivel, să zici, că era dita mai nivelul. Adică... Da, dar totuși, de la România când pleci în străinătate... Stai puțin, da, era un vârf al unei academii care construită pentru a face jucători ca în străinătate. Da, eu îl cunosc pe el fiind foarte serios. Da. Avea numai 10, tot timpul vedeam că citește. Era un exemplu, chiar a fost un exemplu pentru mine. Serios? Și da, și mai mic ca mine cu 2 ani. Ah, ok. Da, chiar a fost un exemplu pozitiv, să zic așa. Bun, tot deci timpul și făcea tip... patul, era foarte ordonat. Tot timpul. Da, da, da. Ok. Și probabil că și de aia a ajuns destul de repede. A făcut pasul. Eu cu el am venit în probe și acum mi-aduc aminte, tot așa, la București. Și el era cu mine. Deci acolo, cu tine și am rămas, Și am rămas împreună. Uh-huh. Ne-a oprit și el a făcut pasul spre echipa mare mult mai repede. A avut o perioadă tot așa la juniori, dar a avansat mult mai repede și mai mic ca mine cu 2 ani de zile. Probabil că seriozitatea, nu știu exact să vă zic. La BAC mi se pare că a luat 9-90, poate mai, da. Da, un băiat foarte serios. Acum, eu așa îl știu. Și în teren, foarte serios. Uh-huh. Adică nu se... Acum, intervin și alte chestii. La echipa mare nu l-am prins, că am plecat. La Viitorul nu l-am... Nu știu exact cum. Dar legătura cu el ai mai ținut-o? Sincer să vă zic, de vreo 2 ani de zile n-am mai ținut legătura. Eu asta cred. Eu am senzația că el s-a și îndepărtat de, cumva, de ce făcea înainte. Eu asta am senzația. Acum nu știu. Nu știu, sincer, să vă zic. Nu vreau să vorbesc cu păcat. Da. Dar mi se pare totuși că nu mai are drive-ul ăla pe care l-avea acum. Eu cred că, sincer să fiu, în călare, adică fiecare fotbalist își găsește oarecum drive-ul ăsta, să zic așa. Adică fiecare fotbalist își găsește încrederea în el la un moment dat, dacă nu a avut o viață foarte complicată, care, cu niște părinți care să nu-i susțină. Uh-huh. Adică a fost destul de... Bun. Hai să vedem. Mergem de la Băluță mai departe. Uite, deci ți-am nimerit și colegul. Da. Cu el în camera asta. Hai să vedem ce cărți mai avem în mână. Ia să Carlo Casap. Casap. Tot așa, el nu stătea cu noi la hotel. Am avut coleg, tot așa, salut. Când ne adunam toți, stăteam împreună, eram în grup, să zic așa. Eram foarte uniți noi ca grup, că de-aia am și avut rezultatele astea. Adică dacă nu eram prieteni între noi, nu aveam cum să reușim, clar, chestia asta. Da, dar nu era, el nu era dintre prietenii mei nu foarte apropiați. Era un prieten, dar nu dintre prietenii care stăteam... zi de zi, acolo și ieșeam cu ei la mall și ne plimbam și... Fotbalistic, cum l-ai... În mijlocaș central, clasic, care de făcea ce treaba. Sunt curios de ce zâmbești. De ce zâmbesc? Da. Nu știu de ce. Credeam că ai ceva în cap legat de el. Nu, pur și simplu. Ah, ok, bun. Hai să vedem, trecem mai departe. De la Casap mergem la... Cine vine acum? La rând. Drăguș. Da.
Da. Și el tot așa, Drăguș era foarte bun prieten cu Băluță. Ei erau acolo niște băieți foarte serioși, să zic așa, cu note foarte mari, mergeau la sală, se pregăteau, se... Mergeau la sală, da, mergeau la sală separat, separat, dar oarecum, da, cu echipa. Adică mergeam la sală seara, cine vrea să meargă la sală seara, da? Că eram junior și nu pot să zic că aveam nevoie neapărat de chestia asta. Da. Și mergea cine vrea la sală. Tu mergeai? Mergeam, da. Mergeam, dar nu tot timpul. Adică nu aveam, mergeam odată la două zile, ca ei mergeam odată la 3-4 zile. Sau când simțeam că vreau și eu să ies un pic din hotel de acolo, să zic așa, da. Da, și erau, da, ei doi erau, să zic așa, prieteni foarte buni. Sunt și de aceeași vârstă și erau și în aceeași clasă. Da. Da. Fotbalistic, cum e Drăguș? Drăguș, sincer să fiu, când eram eu acolo, nu era ceva senzațional. Serios? A explodat așa, dintr-o dată. Uh-huh. Dintr-o dată mi s-a părut, așa am avut eu impresia că s-a pregătit, a avut niște accidentări, mi se pare, când eram mic, din câte mi-aduc eu aminte, și dintr-o dată a explodat și s-a... Da. Eu când am plecat, el a făcut pasul spre echipa mare și l-am văzut la echipa mare cu totul alt. Da, alt schimbat. Da, da, da. Ok. Da. Bun, hai să vedem. Mergem mai departe de la Drăguș. Pe cine mai avem pe foaie? Coman, da. Hai să vedem. El, da, e un prieten foarte bun și în ziua de azi. Deci cu el, practic, ești cel mai apropiat dintre tot ce am văzut. Da, cu el oarecum sunt cel mai apropiat. Mai am vreo 2-3 foști colegi care țin legătura și suntem foarte apropiați, dar cu el sunt cam cel mai apropiat dintre cei... Povestește-mi ceva despre el, din interacțiunea cu el, de când erați acolo. Ce să vă zic? El vrea să-și câștige tot timpul punctul de vedere, să fie el cel mai bun, să fie... Și asta cred că l-a ajutat foarte mult. Era un tip mai arogant și când greșea nu-l interesa niciodată și nu punea la suflet. Adică eu dacă eram certat de antrenor sau un ton mai răstit, mă emoționa puțin, să zic așa. Adică aveam o... Dar el nu îl interesa. El și mai tare sau ceva. Da, era mai un tip mai... Ambițios? Mai ambițios, să zic așa, dar în teren clar era ambițios, dar era și tipul la care nu-l interesa, gen... Nu-l interesa contează dacă îl certa cineva. Contează și la un fotbalist asta, să nu Sinicu... asculte chiar tot. Să... Da, 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 nu trebuie să țin. Trebuie să țin trebuie pe ureche câteodată să-ți iasă pe alta, dacă nu e o informație bună. Da. Adică dacă te ceartă și îți dai seama așa, nu e ok să le iei, să le iei ții asupra ta. Da. Adică și el asta cred că l-a ajutat foarte mult, psihicul. Adică dacă el îl certa cineva, imediat ieșea repede din starea aia și își intra iar în... Făcea el, o lua, o dribla, un jucător foarte bun. Ce se întâmplă cu el? În momentul de față? Accidentări, au fost accidentări. Dar oameni care îl cunosc susțin că s-a și schimbat. Din ce punct de vedere s-a schimbat? Influențat de anturaj, influențat de... Sincer să fiu, vă zic sincer, de când s-a dus la FCSB, vă zic personal, nu are niciun fel de anturaj. Acum așteaptă o fetiță, a fost la cununia lui de ceva timp, e un tip foarte serios, dar trebuie să ai răbdare cu fiecare, trebuie să iei ușor, ușor. Acum, într-adevăr, că nu, fotbalul nu așteaptă pe nimeni. Sigur. Dar... Adică, ce promitea el acum câțiva ani? Ok, repet, au fost și accidentări. Au fost mai multe accidentări. Au fost mai multe, da. Da. Ce promitea acum câțiva ani era, wow, un super star al fotbalului românesc. Da, și eu cred că promite. Adică e un talent, dar trebuie să vină și un antrenor să-l împingă puțin și de la spate, să îi dea încrederea necesară în el. El probabil că și-a și pierdut încrederea asta cu accidentările. Okay. El e foarte tare ca persoană. Da. Când îl vezi pe teren acum că intră, ce citești în limbajul corpului lui? Că sigur îl cunoști bine, adică înțelegi unele gesturi, înțelegi... Da, nu are încrederea în el, îl simt câteodată când nu intră cu încrederea cum avea înainte, o lua, o dribla, dădea la poartă. Uh-huh. Acum e, într-adevăr, se și simte că e un pic mai moale. Față, nu e la intensitatea care era înainte, clar. Da. Dar cu timpul eu zic că... L-am văzut intrând în sezonul ăsta, trăgând la poartă, de câteva ori a tras în bară și vedeam frustrarea, că poate că golul ăla ridica un pic, l-ar fi ridicat. Da, eram chiar în tribună, cred că la toate meciurile mă duc la el la meciuri. Da? Serios? Și, și stau în tribună și îl mă uitam și eu la el. Și era frustrat, adică se vedea frustrarea și după meci îl simțeam când îl felicitam sau... Da. Așa îl simțeam că nu era mulțumit. Ori îl băga în primitul 70 și
că vrea mai mult și să-și revină. E și concurența acum, da. Pentru că Octavian Popescu vine acolo. Dar peste tot e concurența. Știu, dar Octavian Popescu chiar e o concurență serioasă, mă rog. E, da, e o concurență serioasă. Cum vezi comparația între ei? Cum ți se pare? E o diferență între ei, adică au calități diferite. Așa, deși joacă le găsesc în același loc, cumva. Bine. Da, joacă același joc, dar trebuie să le găsești la amândoi un loc în echipă, din punctul meu de vedere. Da. Adică sunt niște jucători foarte importanți care ajută echipa. E adevărat, dar cu unul trebuie să faci un compromis. Cu unul trebuie să faci un compromis, într-adevăr, da. Și cred că Coman e cel cu care se face compromisul în momentul ăsta. În momentul ăsta, da. Nu știu ce să vă zic. Adică pare că el e al doilea din, în momentul ăsta, ca priorități, da. Pentru da, postul. Probabil că dacă și intră în formă, își recâștigă. Becali își dă seama, adică nu, cred că discută cu el și simte și, adică nu e, nu l-a pus pe linie moarte sau, adică eu îl văd că se pregătește 100%, îmi zice, mă duc acolo, a fost în cantonament acum și 100% vrea să dea totul să reintre în forma respectivă. Dacă acum ai șansă, te-ai accidentat, vine următorul, după aia trebuie să-ți câștigi șansa. Da. Clar chestia asta. Și el acum trebuie să-și câștige din nou locul în teren și asta e singura opțiune, altă opțiune nu văd care să... Vreo trăznaie făcută când erați împreună copii la Viitorul? Vă dați seama, am avut multe trăznăi când copii, dar acum să stau sincer să mă gândesc, nici nu... Nu pot fi povestite. Unele nici nu pot, nu pot fi povestite, fi povestite, vă dați seama acum, da. Dar am avut mai multe întâmplări și... Dar de când, v-am zis, de când s-a dus la FCSB, am rupt legătura asta prietenească de ieșit în oraș și mers la mall și chestii de genul ăsta sau la suc. Mi-a zis la un moment dat, bă, nu ies, că toate camerele sunt pe mine. La un moment dat când era atunci, nu pot să ies în, la, să bem un suc sau să mâncăm ceva, trebuie să stau acasă liniștit sau să... Da, și chiar stătea acasă și își făcea treaba, adică se gândea la ce face, nu era... Da, mă mai duceam la el. Acasă, mai făceam de mâncare, mai... Da? Cine gătui? El? Nu, gătea prietena lui. Gătește bine? Da. Da? Da, 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 chiar gătește bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, e ok. Da, da. Adică e, da, e asigurat. E asigurat, da. Da. Da, și cred că s-a pus la casa lui. Când ai văzut povestea cu carnetul, cum ai privit-o? Nu, n-am, despre asta e un subiect foarte delicat și nu prea am deschis subiectul. Adică nu-mi place să deschid subiecte sensibile așa cu... Dacă vrea să-mi spună ceva despre ce e vorba... Ți-ar fi spus el. Da, mi-ar fi spus el. Nu stau să-l întreb, băi, ce ai făcut, ai făcut... Nu știu, chiar nu știu să vă spun despre ce e vorba sau despre ce s-a... Și, na... Chiar... Hai să vedem, mai avem pe cineva oare pe lista asta cu fotbaliști cu care ai jucat? Ia să vedem, cine mai e? Trebuie să mai fie cineva. Doru, da. Doru Dumitrescu, fotbalist care s-a lăsat anul trecut la 22 de ani. La 22 de ani. Da, și el e un foarte bun prieten al meu, care, să zic așa, încă interacționez cu el și ieșim și... Acum s-a reprofilat. Nu știu exact să vă zic exact ce face, dar se ocupă cu ceva. Așa. Da, se ocupă cu ceva, am făcut facultate. În ce domeniu? Adică ce? Cred că mi se pare că IT ceva s-a băgat. Okay, da. Nu știu sigur să vă spun, dar... Da. Și a avut o accidentare foarte gravă la genunchi, după care au urmat mai multe altele. Da. Nu știu, i-au făcut bine operația, nu s-a recuperat bine. Nu știu care a fost exact motivul. El e și un tip mai mare, mai masiv și... Chestia asta cred că l-a îngreunat foarte mult la recuperare. Pentru că erau genunchii mai fragili, mai... Și cred că, nu știu să vă zic, a avut niște... Ca talent, cum îl vezi? Era... Raportat la ce era în jurul lui la Academie? Eu zic că ajunge undeva destul de sus, are... El a câștigat campionatul cu Viitorul. Da. Da, și a avut atunci câteva meciuri, după care l-am promutat, mi se pare, la Ucluj și a jucat bine și... Dacă vreți să mă credeți, fix eu jucam la Clinceni atunci și fix înainte cu două zile, la ședința tehnică la noi, a venit antrenorul în vestiar și ne-a spus echipa, Ilie Poinaru, ne-a spus echipa și nu mai știu, mi se pare că chiar eu am întrebat, dar Doru, că știu că juca meci de meci și a zis că și-a rupt ligamentele, fix înainte cu o zi sau două de meciul contra noi, cu Clinceni, da. Și nu m-am văzut cu el atunci, probabil că era la spital și așa, dar am vorbit cu el la telefon, era foarte supărat. A făcut recuperarea și mi-aduc aminte că imediat după ce s-a recuperat, după 6 luni, a intrat la
antrenament și nu la primul, al doilea antrenament i-a cedat genunchiul, din nou. Ce ghinion. Da, după iar recuperare, da. 6 luni de zile, iar întoarce-te la viitorul de unde uh-huh. eram împrumutat și nu am mai avut o... Da. Cu ei, nu s-a mai înțeles, să zic așa, destul de bine și într-un final tot a intrat cu ei la antrenament. Mi se pare după astea două accidentări a revenit așa. Cu ei la antrenament și iar s-a rupt. A treia oră. S-a rupt, nu știu exact ce. A zis că cartilajul, tot așa, ligamentele wow. nu le-a legat bine și iar a vrut să se recupereze. Groaznic. Da, da. L-am susținut, să zic așa, a stat aici în București. Uh-huh. Ultima oară când s-a accidentat, da, și am stat foarte o bună perioadă de timp cu el, chiar am stat împreună. Uh-huh. Da, și ne-am înțeles foarte bine, să zic așa. Da. Da, și l-am susținut, dar tot îmi zicea că nu mai pot, că și când mergea pe stradă nu putea să calce bine în picior, wow. că îi troznea sau îi sărea genunchiul. Și, wow. Da, și a fost nevoie să se lase, de nevoie s-a lăsat, adică nu, mi s-a părut un... E trist talent, așa, un caz da, din ăsta, care putea să ajungă, a câștigat campionatul, a avut da. Nu știu câte meciuri în Liga 1 și avea un viitor foarte frumos uh-huh. în fotbalul românesc sau da. În străinătate. Hai să te întreb un pic de antrenorii pe care ai avut. Da. De Hagi ne-ai povestit așa da. Puțin. Hagi e un om foarte bun sufletește, să zic așa, dar foarte impulsiv. Adică sperea să când îți spune părerea, trebuie să o simți. O simți. O simți, da. Dar eu te întreb o chestie. Cum vezi tu ca principiu treaba asta? Dacă ești un jucător tânăr și antrenorul care e și un, poate un, mă rog, idol, nu știu dacă e, că poate că nu l-ai prins da, foarte da, bine jucând, da. Dar ai auzit, adică da. E un tip care inspiră super respect, dar care vine și țipă la tine. Cum? Adică... Depinde. V-am zis, sunt jucători și jucători. A, unii deci unii o pot percepe într-un fel, alții o pot percepe în alt fel. Adică nu e ceva da. Pe jucător, adică pe toți jucătorii să fie la da. Fel, să o interpreteze la fel. Deci la unii poate funcționa, la unii nu da. Funcționează. Da. La tine cred că nu putea funcționa, pentru că mi-ai zis că... Și nu funcționa. Funcționa mai degrabă, da. Nu funcționa da. O chestie da, de nu genul e, asta. Da. Eu mă motivez singur, să zic așa. Am învățat pe parcursul carierei să știu să mă motivez da. Singur și înainte de meciuri și... Fii atent, țineți un pic ideea, discutăm acum cu fostul internațional Iosif Rotariu. Bună dimineața, domnule Rotariu. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, foarte bine, acasă la Timișoara. Cu activități sportive. Cu abdomenele cum stați? Câte mai faceți? Păi, nu știu, n-am numărat, zilnic fac. Dar cam câte? Cum așa? Că ultima dată cred că faceați vreo 2000 sau câte pe zi. E, cam zilnic le fac, că merg de 2 ori pe zi la sală, mai... Wow! Da, de două ori pe zi la sală mergeți încă? Da, da, da. Wow! Dar 2000? Sunt 2000 sau mai puține? Acum depinde. Deci eu depinde vă spun, de fac 100 la două zile, așa, și mi-e un rău de nu mai pot. Da, nu mai... Eu am avut activitate sportivă în care n-am întrerupt-o și... Bineînțeles. Nu, glumeam acum, dar... Totuși, 2000, dacă aș face 2000, n-aș mai veni la emisiune, vă câteva zile. E, mai sunt care fac. Sunt destui pe la sală. V-am sunat să vă întreb ce știți de nepotul dumneavoastră? Vine la FCSB, așa anunță presa. Nu știu absolut nimic la frate Mișoara și din câte știu, trebuie în data de 30 să meargă la Ludogoreț. Așa. A fost împrumutat la Atromito și acum trebuie să meargă la Ludogoreț. Să se întoarcă la Ludogoreț. Da, da. Ok, dar... Cum ați vedea o întoarcere în România la FCSB? Cum vi s-ar părea? Păi, nici nu pot să o comentez pentru că nu cred că e reală. Din câte am discutat cu el, nu s-ar întoarce în România. A, nu s-ar întoarce. A fost în vacanță și okay. preferă să stea în sănătate. Da, interesant. Interesant că nu... Adică cei de la FCSB cumva vehiculează ideea asta. Chiar Mihai Stoica a spus, n-a dat numele. Dar presa a făcut niște legături și la el s-a dus cu... Nu știu. Nu știu absolut nimic, dar nu cred. Uh-huh. Nu cred. Că preferă să stea în sănătate și să-i face. O ultimă întrebare. Cum vi se pare lupta pentru titlu în sezonul viitor? Păi va fi destul de interesantă. Eu cred că în afară de... CFR, FCSB și Craiova, cred că va intra și Sepsi în lupta pentru titlu. Serios? Cred eu.
Da. Cred, Farul, de ce nu? Va fi interesantă, ca și sezonul trecut, dar ce să zic, fotbalul românesc este într-o puțină scădere. Puțină scădere? Cred că sunteți generos, sunteți blând așa, cu puțină scădere. Să nu treci chiar în extrema cealaltă, că... Așa, că nu mai avem fotbal. Da, nu mai avem fotbal. Așa. Da, și rezultatele echipei naționale și tot ce se întâmplă, fotbalul e într-o scădere totală în ultima perioadă de timp. Și campionatul are și el o limită, probabil că și rezultatele echipei naționale sunt influențate de lipsa unei competiții puternice în campionatul României. Da. Cam, cred că aveți dreptate. Mulțumesc mult de tot, domnule Rotariu. O zi bună vă doresc. Să fiți sănătos. Spor la treabă. Toate bune. Numai bine. Mulțumesc. Sănătate. Bun. Ne-am întors. Deci, Hagi. Am vorbit de Hagi, de influența lui. Hai să vedem pe cine mai avem pe lista antrenorilor cu care ai lucrat. Dică, Eric. Stai. Nu te grăbi. O iau ușor. Îi luăm ușor, da. Dică. Da, domnul Dică. Deci te-a dus la FC Argeș, nu? Da, el m-a dus la FC Argeș și am vorbit cu dânsul la telefon. Atunci n-am avut o inițiativă, să zic așa, să merg acolo. Nu prea te trăgea inima. Nu m-a atras inima pentru că eu fiind jucătorul la Viitorului, antrenorul mi-a propus, vrei să faci pasul spre echipa de o echipă de seniori? Și am spus că da, dar depinde de ce echipă. Și mi-a spus Liga 3, când am auzit atunci Liga 3 n-a sunat atât de bine. Mă gândeam mai sus, colegii mei, marea majoritate erau la Viitor, în prima ligă, jucau și... Și într-un final am luat decizia să merg. Am fost cu un coleg de la Viitorul, împreună cu el am fost la FC Argeș și am fost într-o iarnă, și acum mi-aduc aminte, la jumatea campionatului și eram pe locul 7 și am terminat la egalitate de puncte cu Afumați. Așa. Eram, da, ne băteam la promovare cu gândul ăsta. Schimbase toată echipa și cu gândul ăsta am venit. Uh-huh. Și în următorul an am luat-o de la capăt și atunci am promovat și tot așa am o întâmplare amuzantă. Când la sfârșitul campionatului, după ce am terminat, am promovat, fericire. Cum se chema echipa? SCM Pitești, așa. Se numea echipa, da. Așa. Așa. Am luat vacanță și stăteam în vacanță să vedem dacă continui cu ei sau nu. Da. Da. Și vorbeam cu președintele și cu conducerea de acolo să văd dacă rămân. Și cu dânsul am vorbit, dar dânsul mi-a spus că pleacă la FCSB atunci. L-a luat FCSB-ul. Okay. Da. Și eu am vorbit cu conducerea că dacă rămâi, că nu știu ce, că avem nevoie de tine, că continuăm în promotul și la sfârșit au adus antrenor și mi-au spus că nu mai au nevoie de serviciile mele și a trebuit să-mi caut echipă. Da, și între timp... Deci, practic, te-au luat de la Hagi. Da, m-au luat de la Hagi. Am stat un an jumate și m-au lăsat pe drumuri. Mi se pare că terminasem și contractul cu... Atunci se termina contractul cu Viitorul. A fost destul de dificil. Dar cine am avut un avantaj. Antrenor? La FC Argeș? Da. Și... Sincer, nu mai știu să vă zic. Am fost un antrenor care a fost și pe la Mioveni, în Liga 2, mai plinuț. Ok. Nu vin acum. Așa. Bun. Da, nu mai știu nici eu să vă zic exact ce antrenor a fost. Și... După ce s-a întâmplat să-mi spună, am văzut în presă că colegul meu de la Viitorul... Cine? Robert Grecu. Da? Pleacă cu Dică. Și eu cu Grecu am avut cele mai multe minute jucate. Da. Noi doi eram juniori în teren și jucam toate minutele. Uh-huh. Și tot așteptam telefon să-mi sune telefonul, să-mi sune, să zic, wow, da, zic, da. FCSB, mă gândeam. Îmi făceam speranțe, vă dați seama, o săptămână mă tot gândeam, am văzut în presă că l-a luat pe Robert Grecu și mă gândeam, oare mă sună și pe mine să nu mă sune? El, Robert Grecu, fiind și din Pitești, de acolo. Da. Da. Și au avut o legătură mai strânsă cu, cu domnul Dică și, da, și am făcut pasul spre FCSB și, da, și dar l-am sunat, într-un final l-am sunat și i-am spus situația și m-a ajutat să ajung la Clinceni. Ok. Da, m-a ajutat să ajung la Clinceni. Unde veniseră... venise nepotul lui George Becali. Nu, atunci nu venise. Atunci era primăria. Ok. Da. Și am continuat la Clinceni, în Liga 2 și faptul că eram under m-a ajutat foarte mult. Pentru că dacă nu eram under era destul probabil de complicat. Că n-ai fi jucat. Da, probabil că n-aș fi jucat și fiind Eric Linca era antrenor la Clinceni, am continuat la Clinceni și dânsul m-a debutat în Liga 2.
Cum e Lincar? A promovat cu Cluj acum. Practic a retrogradat-o pe Dinamo. Cum e el ca antrenor? Da, e un antrenor foarte dedicat, foarte, foarte bun din punctul meu de vedere. Am avut de la fiecare antrenor ceva de învățat în cariera mea și diferite lucruri. Unul m-a învățat o chestie, altul altă chestie. Ce ai învățat de la Lincar? Hai să vedem. Ce am învățat de la Lincar? Am învățat foarte bine să mă apăr de la Lincar. Adică era un tip mai mult care juca pe contraatac. Ok. Da. Și să zic așa, el m-a debutat în fotbalul mare pentru mine. Încă n-am ajuns unde îmi doresc, dar sper că mai este timp. Deci e un antrenor care ți-a influențat în bine cariera. Da, mi-a influențat în bine cariera, clar chestia asta. După un an de zile, după ce am terminat campionatul pe locul 5 sau 6, se pare cu Clinceni, nu s-a mai înțeles cu conducerea, s-a schimbat antrenorul, au plecat jucători, au venit jucători noi și... A venit Poenaru, nu? Da, a venit Poenaru. Tot așa, e un om foarte dedicat. El, să zic așa, m-a învățat mai mult partea tehnică. Statul pe bancă, clar, chestia asta. El învățat statul pe bancă învățat, la Poenaru. Da, foarte așa, bine, da. Chestia asta de la el. Dar am avut multe alte lucruri de învățat, da. El era, făcea echipa, să zic așa, mai mult tactic. Jucam foarte tactic și am avut foarte mult de câștigat de la, și de la dânsul. Am avut de învățat. Adică de la fiecare antrenor, v-am spus, cu bune, cu rele, chit că am jucat, chit că n-am jucat, fiecare antrenor are ideile lui și vrea să și le implementeze și... Na. Asta a fost situația atunci de așa natură să... Se întâmplă să nu joc și în iarnă am luat decizia să plec la Faru. M-am înțeles cu dânsul, a zis că nu știe, nu poate să-mi spună sigur dacă joc, dacă nu joc. N-am jucat niciun meci titular, dar am intrat pe parcursuri la multe meciuri. Și am terminat turul de campionat, mi se pare, pe locul 2. Okay. Și nu făceam speranțe, adică nu m-am gândit nici o secundă că Clinceniu va promova, că dacă știam, vă dați seama că rămâneam acolo și aveam... o promovare în CV și cred că și așa se pune, dar mai puțin. Da, jumătate de promovare. Da, jumătate de promovare, da. Și am decis în momentul în care au venit cei de la FCSB, mă rog, au venit, am prins cu domnul Ilie Poenaru, am prins câțiva jucători care au venit de la FCSB și atunci mi se pare că a venit Giambazi. Vasile Giambazi. Da, domnul Giambazi a venit și să investească. A venit și a plecat după promovare pentru că nu avea, era o influență dublă la două cluburi. Da, nu știu care era situația. Zim de Petre, Florentin Petre, cum e? Că l-ai avut la Brăila. Ai fost și la Brăila. Da, am fost și la Brăila. Un om senzațional. Te-ai plimbat atunci un pic. Da, m-am plimbat. Ce-i drept în cariera asta destul de scurtă, sper eu. Da. Da, un om extraordinar. Sufletește și un prieten foarte bun. Adică, da, cel mai bun prieten, să zic așa. Ăsta e cuvântul, da, care să zic așa. Cel mai bun prieten al jucătorului de fotbal. De ce? Închide ochii la lucruri? Nu știu dacă e ok asta neapărat. Da, aveți dreptate că închide ochii la multe lucruri, dar e un om senzațional, adică un, un suflet foarte bun. Așa? Jucătorii joacă pentru sufletul antrenorului? Da, cam așa să zic. La Brăila cam asta era și ideea. Când am ajuns la Brăila... Am avut niște promisiuni și nu s-au cam ținut de ele, nu din partea antrenorului, clar chestia asta, din partea conducerii și... Dar, să rezultatele așa, nu arătau nu arătau, jucătorii pune foarte mult suflet pentru antrenori și invers. Nu păreau pentru că era conjunctura de așa natură, da, așa e, aveți dreptate, dar... Nu știu, probabil că nu se puteau motiva jucătorii. Gândiți-vă că erau jucători care au trecut pe la Liga 1, jucători care... Da. Au avut meciuri la Liga 2 multe și au promovat de la Liga 3, o echipă care promovează de la Liga 3 la Liga 2. Na. Moralul era foarte scăzut la echipă, nu mai luasem banii de foarte mult timp. Unii jucau la pariuri, probabil. Sincer să vă zic, habar n-am de chestiile astea. Cum e asta cu pariurile, prin ligile inferioare? Nu știu, chiar n-am avut. N-ai auzit, nu nimic. N-am auzit încă, sunt destul de tânăr, sper să n-au avut prea curând. Poți să le spui, apropo de asta cu impozitarea de 40% a câștigurilor, știi pe cineva care ar fi pierdut mulți bani cu impozitarea asta? Da, am tot așa o poveste foarte amuzantă. Povestește. Când eram la Viitorul, noi aveam, v-am spus, niște bodyguards care vă erau cerberii hotelului, adică nu treceați de ei decât... Nu, de ei nu treceam. Și mai aveam și pedagogul care venea și făceam temele. Deci erau acei temniceri, ca să le zicem așa, de la hotel. Da. Așa. Da. Și mai aveam un plus de cei doi, mai aveam și un pedagog care avea grijă de noi, să fie curat prin camere, tot.
Așa, dar să trec la poveste. Aveam un bodyguard acolo care tot timpul când venea, își punea la pariuri. Și acum mi-aduc aminte. Își punea 2 lei, 1 leu, ceva de genul ăsta. Mai mult nu își punea, da. 40 de meciuri. Și își punea toate meciurile. Nu conta că e fotbal, tenis, basket sau... Așa. Da. Și după ce a văzut că au început să iasă meciurile, ne-am adunat acolo toți unde ne adunam să jucăm FIFA și a schimbat de la telecomandă, că cum se schimbă să te uiți la meciul. Deci ați renunțat și la FIFA când... A renunțat și la FIFA că câștiga omul la pariuri, deci nu? Deci se apropia finalizarea biletului să-l susținem, să fim acolo susținătorul lui. Da. Și... Deci cu cât? Cu 2 lei, nu? Cu 2 lei câștiga, mi se pare, 500 de milioane și avea două bilete puse. Și ambele erau... 500 de milioane, da, și ambele 50 bilete, de mii de lei? Da, un miliard, mi se pare că... Din două bilete? Din două bilete, ar fi câștigat? Da. Wow. Da. Așa? Și stăteam acolo toți cu sufletul la gură pentru el și el era... Mamă, că uite că... Mai țin minte? Mai avea două meciuri. Nu mai țin minte. Mi se pare că ultimul meci a fost la tenis. Nu mai știu cine. Dar și vă uitați la meci? Sau nu, mi se pare că ne-am uitat și pe un televizor ne uitam la meci și pe unul ne uitam la rezultat. Da, 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 da. Și a câștigat și... Deci a câștigat banii. A câștigat un miliard de lei. Un miliard de lei. A câștigat toți banii și ne-a dat 50 de lei să ne luăm o pizza, așa ne-a zis. Să le luăm câte o pizza fiecare. Și el își dă demisia și atunci mi-aduc aminte că a sunat pe managerul de la hotel și a zis că își dă demisia și a plecat. În ziua aia a plecat de la hotel și s-a dus acasă. Omul liniștit a zis că dă o parte fiicei lui să-și ia acasă sau nu mai știu ceva de genul ăsta și... Wow. Și vouă v-a dat 50 de lei. Da, și nouă ne-a dat, care eram acolo, da, 50 de lei. Deci uite, vezi, ai câștigat și tu de la pariuri. Da, am câștigat și de la pariuri, da. Ai câștigat, de fapt, toată generația de la Victor a câștigat la pariuri. Da, da. De la bodyguardul respectiv. Da, 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 da. Mihai, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Mulțumesc. Îți doresc să-ți iasă ce propui. Doamne ajută să... Liga 1 cu Progresul Spartac. Să ajungem cât mai sus. Greu, cred. Greu, dar nu este, nu e imposibil nimic în viața. Da. Mulțumesc mult de tot și eu și... Toate bune, sănătate multă, mulțumim, a fost GSP Live în această dimineață, ne vedem mâine la 91 minut, nu uitați peste zi, www.gsp.ro, toate informațiile importante din sport le găsiți pe site-ul Gazetei Sporturilor, o zi bună, pe mâine!